Salut! Eu sunt Nick și îți voi vorbi despre setările pe care le poți face pentru agenda telefonică a iPhone-ului tău. Pașii pe care trebuie să-i urmezi sunt simpli, indiferent că trebuie să adaugi sau să ștergi un contact, sau chiar să-ți transferi contactele din vechiul telefon pe cel nou. Pentru a adăuga pe cineva în agenda, intră la Contacte, apasă butonul Plus, introdu numele persoanei respective, și numărul de telefon. Dar și alte informații, dacă sunt disponibile, și apasă OK. Astfel, contactul a fost creat. Dacă ai greșit informațiile, deschide contactul, alege editare, corectează informația, de exemplu numele, și apasă OK. Dacă dorești să-l ștergi, deschide contactul, apasă Editare, mergi la sfârșitul listei, apasă Ștergeți contact și încă o dată pentru confirmarea ștergerii. Astfel, contactul a fost șters. Iar dacă vrei să-ți faci o copie de rezervă a agendei tale, poți să imporți contactele în contul tău Google, astfel. Conectează telefonul la PC-ul tău și deschide aplicația iTunes pe PC iPhone-ul va fi recunoscut la secțiunea dispozitive. Mergi la secțiunea informații și dă click pe sincronizează contactele cu Google Contacts. În meniul configurează, introdu adresa și parola contului tău de Gmail. Apoi, apasă butonul aplică. În bara de sus poți vedea că deja se salvează contactele. După finalizarea sincronizării, apasă butonul Eject și decuplează telefonul de la cablul USB. Acum ai contactele și în contul tău de Gmail și le poți transfera oricând pe alt telefon prin sincronizarea lor cu contactele din noul telefon. Dacă ai nevoie de și mai multe informații despre aplicațiile și setările smartphone-urilor, intră pe orange.ro, secțiunea Orange Help iar pentru ajutor în setarea sau utilizarea smartphone-ului tău, apelează gratuit un Orange Expert la 408 dacă ai un abonament dedicat sau vin un Orange Shop.